Și mă gândesc de ce pozele de aici sau instastoriurile sunt mai urâte decât de aici. Aici e urât, aici e fain. Asta e un apropo. Nu, din nou. E 8:58, mai aveți 2 minute la dispoziție să faceți acel instastory absolut inutil omului, în care noi vedem clar că, unu, aveți 2 ochi, un nas și o gură, mersi, și noi avem. Nu uitați să lăsați sunetul pornit, dar voi să nu spuneți nimic. Nu păreți decât niște oameni care... Dani, te rog eu frumos, du-te și fă yoga. Tu știi cât ajută? De ce? Sau meditează? Îmi place asta. Sau spune afirmații pozitive, chiar ajută. Fii atentă. Mie îmi place când urmăresc pe cineva pe Instagram să văd dacă este un stalker periculos sau doar un stalker, pentru că mie nu-mi plac decât stalkerii periculoși. Și mie la fel, mi se par super tare. Ăștia care îmi trimit poze ciudate sau care au șansa să urce cu mine în lift cu un cuțit în mână. Mie ăștia îmi plac. Și atunci eu mai urmăresc. Și observ că peste 60% din fetițele din lumea asta Instagramului au acest story. Ah, stai mă că eu am crezut că tu te referi la mine, dar eu nu mai sunt de mult fetiță. Da, ai dreptate, dar story din ăsta e. Ok, bun. Ce e asta? Ideea este în felul următor, cel puțin în cazul meu. În momentul în care dai de o lumină, cum să zic, de o lumină care te pune într-o lumină, da. Wow, trebuie să faci într-un fel să apari în acea lumină, pentru că este greu să dai de lumină care să te avantajeze. Deci este ca și cum este un, lumina este această căprioară pe care o vezi la gardul tău. Trebuie să o surprinzi și trebuie să... Și dacă nu te duci să o mângâi, sub bărbiță, între cornițe, da, și mâine cu, nu și mai rămâi vine. Cu gândul la lumina și zici, mamă, dacă făceam instastory atunci dacă în lumina aia... Dacă prindeam căprioara să o mângâi, exact. Acum uite căprioara... Și ajungi într-un alt loc unde lumina nu e așa. Unde vine măsa căprioarei? Caut un cuvânt, nu prietenoasă, caut un cuvânt, am scapat acum. Și boticul umed, iar îți vine să o zgândă. Exact, de aia sunt foarte multe fete și chiar le înțeleg, bine, glumesc, dar în mare, știi, la toaletă, spre exemplu, cumva lumina aia de neon așa rece, cumva da? E te avantajează acolo și nu-ți vine mistreț. Să nu... Da. Deci, uite, un mistreț. De ce să nu-l acarețezi? De ce să nu-l mângâi? Uite ce, uite ce mistreț frumos. Hai să-l... După aia ieși și la zidul de la ieșirea din club, ce crezi? Altă lumină, mișto! Și oricum te simți ca într-un music video, știi? Adică poți să fii tu personajul principal într-un Insta story în care lumina chiar arată ok. Flavia, ieri ai mai pus 3 Insta story-uri cu aceeași meclă. Mi-ai dat follow pe Instagram! Thank you! Eu? Nu? Doamne ferește! Păi cum te uiți la Insta story-urile mele? Am un prieten. Am un cont al unui prieten. Nu e atitudine de stalker. Mi-am făcut cont, Răzvan Simion, ca să nu te prinzi că te stalkeresc. Anyway, uite, spre exemplu, ieri eram la o galerie de artă, da? Și, bun, eu care sunt oricum o capodoperă, dar lăsând la partea asta, în spatele meu erau niște lucruri demne de văzut, înțelegi? Da. Și atunci, da, într-adevăr, am avut această mișcare și cumva mă gândeam că tu o să te uiți, dar toate astea am făcut asta. Dar în spate chiar era ceva ce merita văzut, înțelegi? Asta e, dacă ai în spate ceva, nu se pune. Asta okay. Este. Mulțumesc. I'm insta stupid! I'm insta stupid! I'm getting pictures and photos of my face. Dragii mei, din